Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre situația din Partidul Social Democrat și vorbesc de organizația județeană a PSD-ului cu Lucian la analist politic. Bună ziua, Lucian, bine ai venit în studio în care de obicei ești și tu moderator. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, da, vorbim întotdeauna cu plăcere. Din orice, de la orice birou. Da, este o situație eu spun că nu e inedită, era de așteptat. Mihai Crica, președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat, a mai făcut o declarație contra lui Dragnea, șefului său. Crezi că această ultimă declarație va atrage și repercursiunile așteptate de mulți împotriva lui de la, de la București? Nu știu, eu cred că aceste, aceste consecințe uh, au, fost, uh, au fost generate acum câtva timp. Acum vom începe să simțim uh, efectele. E, e cam a patra declarație. Da. Cu prima da. a fost cu Sevil Şahideh, după aceea da. cu lovitura de stat. De stat manifestația și iată acum. Dagna. Da, cred că se încearcă se încearcă crearea unei majorități ostile domnului Chiric, astfel încât domnia sa să fie debarcat din funcția, sigur, interimară de la județ probabil din funcția de vicepreședinte la nivel național nu cred că se poate întâmpla ceva de la, la, în privința organizației municipale Deci crezi că, că nu excluderea cred, lui? Nu, nu cred că e vorba de excludere pentru că excluderea din uh, Partidul Social Democrat ar trebui să fie făcută de către Organizația Municipală unde el este membru, nu? De da. Bun, dar da. îmi spui acum că se încearcă debarcarea lui din funcția de președinte a, a, Asta de e senzația primar. mea, s să precizăm din start Eu, de exemplu, nu am informații din subteran de la Partidul Social-Democrat Analizez pornind de la fapte, evenimente publice, acțiuni publice Și cred că s-a declanșat această, această mișcare de frondă Prin, sigur, resuscitarea unor adversari mai vechi Aici, eu nu știu dacă mai e cazul să vorbim de aripa domnului Nikita. Domnul Nikita nu mai e în PSD de multă vreme, Așa sunt alți centri de, de, putere. Nu cred, că, nu cred că e simplu pentru domnul Chirica, dar uh, e o bătălie pe care trebuie să o dea și pentru a-și uh, consolida puterea în organizație. Iar în caz de eșec, să o ia de la început, de jos, sau de ce nu, din afara partidului, din alt partid? Bun, dar de... hai, hai să te întreb un lucru, pentru că aici intervi mai multe chestii. Dacă ți minte, înainte de alegerile uh, locale, cele din mai, <coughs> au existat niște disensiuni între conducerea organizației județene pe atunci uh, Victorel Lupu, nu? Da. Și locotenenții săi, și Mihai Chirica, care era da. președintele Organizației Municipale. Dar a fost cumva, am spus noi atunci, în favoarea domnului Chirica. Domnul Dragnea a apărut a avea încredere. Și la... a zis, domnule, da. îl lăsați pe Mihai Chirica. Bun, da. acum, după aceste declarații, crezi că cei care au fost în opoziție înainte de alegerile locale vor încerca să l debarce? Pentru că ar trebui nu, să fie organizate alegeri la nivelul organizației județene. Da, și de la asta pornesc calculele. Unii, unii dintre domnilor lor cu siguranță vor încerca. Problema e că PSD e un partid complex, cu multe interese, cu oameni care pot juca diferit de la astăzi față de acum șase luni. Deci nimic nu este, nimic nu este clar. Nu cred însă că Mihai Chirica poate evita o bătălie internă și logic ar fi ca el să fie, să fie calculat această eventualitate. Bun, Sigur, a calculat. Crezi că în Organizația Municipală, dacă ar fi alegere acum, știu eu, la sfârșitul acestei săptămâni, în Organizația Județeană pentru alegerea președintelui, crezi că Mihai Chirica nu ar avea câștig de cauză? Dacă ar fi acum alegeri în Organizația Județeană, eu cred că Mihai Chirica ar avea câștig de cauză pentru că aici vorbim și de avantajul timpului de un grup mai organizat în jurul domniei sale, dar pe măsură ce va trece timpul și aici lucrătura sau cum vreți să-i spune, să spunem, demersurile <laughs> demersurile, demersurile de... mai frumos așa, iau timp aici vorbim de interese vorbim de poate și de mișcări aici stânge. vorbim de interesele cui? A, ale primarilor din județ pentru că sunt ei sunt cei care... Sunt de rang înalt, nu ai primare. Aici vorbim și de oameni care fie sunt parlamentari, fie se așteaptă să fie data viitoare, fie sunt director de direcții, fie se așteaptă să fie. E o elită, a, 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 un grup de conducere a, din partid care uh, simte foarte bine, au, au, au un simț extraordinar de a vedea și de unde bate vântul și de a nu miza pe, pe tabere greșite, Bun, astfel nu, încât am... la, la, la județ, la județ, cred că ar fi o bătălie foarte interesantă din punctul meu de vedere, dacă ar fi duminică, cred că tot Mihai Chirica uh, ar avea șanse mai mari să și gestioneze, uh, să spun, uh, să -și obțină victoria. Bun, da, aici este un lucru, un lucru care Hai să să nu, ciudat, ceva. nu prea ciudat, da, dar și, el este da, primarul. Da, și să nu uităm ceva, că el a, el a mutat problema și această mă rog mă a fost dată publicității astăzi acea scrisoare către guvern. A da. mutat problema pe linia totuși cea mai importantă pentru Iași și a dat seama că a menține lucrurile într-o chestiune de tip Chirica versus Dragnea și Chirica o care vezi, Doamne, între, da. vine foarte des la televiziuni și la noi și la alții și la ea și la București era perdant. astfel încât Mihai Chirica încearcă acum să problematizeze politic foarte corect din punctul meu de vedere și să le spună celor de la București domnilor n-ați fost ok, fair play, fair play cu, cu noi. Eșeni și uh, vorbesc în numele cuiva. Asta e important pentru orice un politic. Bun. Acum, pe de altă parte, la alegerile locale s-a dovedit că Mihai Cherica a câștigat mai mult, deci a avut un procent mai mare decât partidul, nu? Da. Aici, la locale. Da. Problema este alta. Cred că vor încerca debarcarea lui din funcția provizorie, Crezi că el nu va câștiga, pentru că dacă nu va câștiga președinția organizației județene, nu? Este posibil Mihai Cerica să zică, domnule, fac eu pasul să mă retrag din partid. În cazul acesta, PSD-ul aiași cam... În municipiu așa ar avea mari probleme. Noi am mai discutat. da. Uh, da, da. se poate retrage, poate rămâne independent, uh, sunt convins că îl așteaptă și mulți da. alții. Dar, dar, dar nu are... se va retrage. Nu, nu se va retrage. Pentru el, cred, funcția cel mai greu de apărat e funcția de vicepreședinte la nivel național. Acolo, cred că... Acolo, Acolo poate fi exclus că... la un birou național permanent? Nu, cu... da, sau poate candidat să nu mai fie ales? Da, Rău, da. Și e foarte posibil să se întâmple asta. Bun, pe de altă parte, da. exista acea notă internă, discutam înainte de emisiune, nu, acea notă internă în cadrul Partidului Social Democrat, domnule, nu pot să fii și președintele Organizației da. Județene și vicepreședinte da. la nivel național. Da, dar nu poate să fii nici simultan, nici președinte la Județ și președinte la Municipiu, ceea ce, domnul Chirica, prin acest joc al interimatului la, la Județ. Nu, dar aici, da, la da. Organizația Municipală, deja este. Sorin da. da, dar prin, e un aliat al, al, al domnului, clar, al domnului clar Chirica, din câte știu, bun, alianțele se mai schimbă, dar cred că, cred că domnul Chirica ar prefera funcția de la nivel de județ, de în detrimentul celei de, la, de, la, la, de la, la nivel național, pentru că acolo genul ăsta de funcție se cultivă prin relații, iar el a atacat frontal linia partidului Uh -huh. Față de ea și față de Moldova. Foarte corect, din punctul meu de vedere. Cred că era cazul să o facă, pentru că asta, asta ne preocupă pe toți. Mulți dintre noi și mulți dintre telespectatorii noștri nu sunt mari fani ai niciunui partid. Și așa este, da. și ar dori ca Iașul să fie, să obțină o, un procentaj just în cadrul repartiției guvernamentale. S-a da, văzut foarte clar aici când a fost votat bugetul, s-a văzut și chiar și noi am prezentat un material pe această temă. Iașul a fost uitat, dar da, și aproape, aproape șters. Și domnul Crica ar trebui să hotărască, <coughs> pentru că, sigur... Crezi că, crezi, a, din punctul tău de vedere, această ștergere de pe harta investițiilor, a finanțărilor a Iașului, se datorează și declarațiilor lui Mihai Crica. Eu zic că nu, pentru că nu bugetul crezi. a fost făcut da. cu mult înainte de... Nu, nu cred. Nu, nu cred că așa merg lucrurile. Bun, și atunci, de ce Iașiul să fie uitat? Că e... Eu cred că ea și e și rămâne, rămâne uitat pentru că nu e în prioritățile naționale de dezvoltare. Prioritățile naționale țin de axa vest-sud, vest-sud-est. Asta, asta, deci asta, asta o știm. Noi am și prezentat da, chestiunea... Teleormanul, județul Teleorman, da. de unde este, drag, nu a fost ales, nu, are de trei ori, de trei ori, bugetul... Da, așa este. Între așa este, dar situația asta a persistat și în cadrul în timpul altor guvernări. Adică dacă vorbim, exceptând situația zic, din perioada Relu Fenechiu, în care Relu Fenechiu alături de Gheorghe Nicita, să vă spunem, așa este, a a a a este. Reușeau parcă să îndrepte spre Iași mai mult din resurse guvernamentale Iașiul a, -a, a fost marginalizat. Eu înțeleg că linia de dezvoltare esențială e cea de care spuneam, vest, sud, est. Problema e că un guvern trebuie să dea dovadă de fairness, de echitate, de imparțialitate. Și atunci să nu ne spună nouă ieșenilor, domnule, da, vă dăm bani, dar vedeți, sunt pentru ajutoare sociale, pentru salarii. Poate adică, că uite să nu public. ne dezvoltăm. Sau... Deci investițiile trebuie făcute, trebuie corect distribuite. Și aici, dacă atinge această chestiune, Mihai Chirica procedează foarte bine. Dar atunci va trebui să explice de ce cu trei luni în urmă sau cu cinci luni în urmă totul părea a fi ok. Asta e. asta a avut... Toți cei care s-au perindat și prin studiul nostru, dar chiar și prin ea candidații ai Partidului Social-Democrat au susținut anumite proiecte mari de infrastructură, cum ar fi autostrada iași târgu -Mureș, terminarea șoselei de centură, nu? Spitalul Regional de Urgențe și mai nou o sală polivalentă.

Da, bun, nu avem acum, s-ar putea de anul viitor, indiferent ce guvern va Eu nu cred că va mai fi guvernul Grindeanu anul, anul viitor, dar s-ar putea să rămână. Uh, ei vor răspunde, domnule, e o chestiune de dozare, așteptați, aveți răbdare, la sfârșitul mandatului o să vedeți că lucrurile uh, se îndreaptă și da, pentru ea. Da, bun, noi nu prea mai avem răbdare și când spun noi, spun mulți dintre ei, nu vorbesc eu acum, ci ieșim pe da. stradă și vedem. Ei, ori aici, Mihai Chirica, repet, dacă vrea să fie cu adevărat credibil, trebuie să spună exact, exact, să-și precizeze exact poziția, la fel cum văd că și-o precizează spre stima domniei sale în privința stilului de guvernare dintr-un partid. Da, da, E nevoie de congres, poate, sau oricum de alegeri, e nevoie și la ea de alegeri, domnul Chirica, sigur, să Concureze și să vedem dacă le câștigă. Bun. Pentru da. că altfel, uitați-vă ce la liberali. Uitați-vă numai puțin, a. care se chinuie și acum, în sfârșit, s-au hotărât că alegerile se fac de jos în sus. Da, deci, da. alegerile, inclusiv. Bine, liberalii, ele, au, liberalii da. au avut un kick chiar înainte de alegerile cazabile. Probabil și ei un... trebuie să, ai, să, pe, pe, să intre pe drumul acesta. Vreau să întreb totuși un lucru, pentru că. <coughs> spuneai că există șanse ca Mihai Chirica nu să nu mai câștige președinția Organizației Județene. Pe cine vezi în locul lui Mihai Chirica, șef la PSD, Organizația Județeană Iași? Nu, nu, văd o persoană, nu văd o persoană foarte așa să spun, o opțiune evidentă. Cred că va fi mai degrabă o surpriză. M-aș aștepta mai mult la cineva din generația apropiată domnului Chirica, poate nu neapărat un lider de prim, de prim rang. Uh, nu am un nume Sigur ar putea să concureze Când ai președinte de consiliu Județean Când ai fost prefect Când ai foarte mulți parlamentari N Ar trebui să duci lipsă de Candidați, de oameni, de, de oameni. Dar uh, mi-e greu să spun Repet însă Nu, nu cred că e uh, Foarte, foarte probabilă o înfrângere a lui Mihai Chirica într-o bătălie directă pentru organizația județeană. Ce cred că se va întâmpla. Cred că, vede, nu, nu le exclud. Ei problematizează situația și se ajunge la nivel național să spună, domnule, la ea și e o problemă atunci va veni cineva cu alură de mediator și va spune, domne, nu va spune jos Chirica, sus altcineva. Va spune, asta aici aveți o problemă, hai să vedem, hai să împăcați, să analizăm. punem și să analizăm, punem o conducere, încercăm o conducere interimară, facem alegeri. Și după aceea e lobby în, în perioada asta și așa se va încerca, bănuiesc eu, o îndepărtare a lui Mihai Chirica, dar o îndepărtare care se producă prin, prin vot. Bun, Mihai Chirica la ora actuală a dovedit că este împotriva liniei nu, politice a Partiului Social Democrat. Dacă vine altcineva în locul lui, crezi că organizația județeană va merge pe mâna lui Dragnea sau nu? Dacă vine altcineva în sensul dintre adversarii domnului Chirica, bănuiesc că vocea acelei organizații, vocea liderilor acelei organizații, va fi foarte subțire, foarte, va fi piano pianissimo, pentru că va fi nou, va fi într-o filială cu probleme, va fi înghițită în corul foarte puternic, care pe care îl reprezintă PSD. Cu alte cuvinte, îndepărtarea lui Mihai Chirica ar aduce va consoli, liniște. Da, 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 nu, da liniște, dar cam prea multă liniște. Deci, încă o dată, e problema psd știlor Ei sunt convins în înțelepciunea lor o vor rezolva. Problema e că Mihai Chirica a eliberat Duhul din sticlă și acest Duh, în ghilimele, sigur, este uh, ignorarea, lipsa de respect, uneori sfidarea pe care guvernanții și PSD-uri, nu spun singurii, o manifestă, o transmit Iași. de Aici e o problemă. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea pe la emisiune. Doamnelor și domnilor, doamne, aici se încheie ediția de astăzi. Ați văzut, există multe puse în joc în cadrul organizației PSD Iași. Să sperăm că toate se vor finaliza cu un happy end. Până data viitoare, cele bune. La revedere!